Bucica, întrunător spiritual, întrunător. Oficial există alți termeni, director spiritual, duhovnic, dar cred că el ar fi preferat un cuvânt mai suplu, îndrumător, însoțitor. De altfel, el și descrie această misiune. Cel mai bine călăuzește acela care îi lasă cât mai multă spontaneitate sufletului căutător de Dumnezeu și îi stă alături doar pentru a-i supraveghea abatele, a-i preveni iluziile, a-i lumina întunecimile, a-i încălzi râvna, a-i alina slăbiciunea, a face să rodească uscăciunea și a-i aduce ceva din Duhul Sfânt, care este în același timp același în toți și cel mai variat în manifestări, în toți și în fiecare. Ce surse avem pentru a-i schița portretul de îndrumător? Întâi, un mare număr de mărturii, de la persoane care l-au cunoscut bine. Unii din biografii din străinătate, colaboratori apropiați, ca Jean Rojan, Ivan Marie Biron, Ivan Etien. Dar mai ales mărturiile adunate din România pentru perioada de după întoarcerea lui definitivă în țară în 1939. În al doilea rând, scrierile lui, la fel de relevante, deoarece la el se manifestă o extraordinară coerență între gând, scris, trăire și învățătură dată altora. Și, în ultimul rând, unele scrisori. Nu sunt genul de scrisori de duhovnic, dar de câte ori e cazul, când îi se cere părerea, mai ales după hirotonire, el analizează o stare sufletească, răspunde problemelor puse, evaluează, sfătuiește. Deosebit de semnificative sunt scrisorile adresate prin atexta lui Elisabeta, care, botezat ortodox, dar necredincioasă, ajunge treptat să descopere pe Dumnezeu. Sigur, nu avem scrisorile ei, către ei. Acum aș vrea să vorbească mai mult vocea martorilor și vocea Monseniorului, așa că nu am să dau trimiterea la citate de fiecare dată, ca să nu o lungim, o să doar să o sugerez, dar asta va. Cum își exercita influența? Evident, în primul rând, în cadrul spovezii. Și vedea o legătură foarte puternică între duhovnic și fiul lui spiritual, nu atât în sensul autorității, ci al răspunderii și într-un fel al unei anume fragilități. Mărturii. Fiul spiritual, spunea el, trebuie să fie atent, pentru că dacă păcătuiește, e ca și cum i-a dat o lovitură de pumnal în spate duhovnicului. Limpezea cele era neclar în conștiință, ajutându-i să-și discearnă adevăratele mobiluri, să deosebească greșelile reale de cele imaginare, continuă mărturia. Suferea pentru ofensa adusă lui Dumnezeu, trădându-se printr-un suspin spontan, dar profund, se asocia mângând căinței penitentului, chemând asupra iubirea iertătoare. Era bun, blând, discret, nu simțea judecător, ci compătimitor și vindecător. Ieșea înjurat, reabilitat și cu o conștiință mai sensibilă față de Dumnezeu. Apoi, în discuții mai largi, uneori ca o prelungire sau o introducere a relației sacramentale. Venea la el foarte multă lume și îi primea pe toți. I-am văzut clientela din Franța și în București. Intelectuali avem tipărite de curând. Minunatele amintiri ale Alexandru Paleologu, Ion Vianu și alții. Veneau foarte mulți tineri în căutarea lui Dumnezeu, catolici sau nu, creștini sau nu. Oameni simpli, cu necazurile lor, ori se ducea el, chemat sau intuind o chemare, la bolnavi, la oameni chinuiți de ceva, oriunde îi dicta ceea ce numea el, am văzut, la teologii lui Băzun. Teologii lui Băzun, faptul de a-L descoperi pe Dumnezeu și voința Lui în orice nevoie a privat care ne iese în cale. A vedea în ea o chemare de iubire pe care ne adresează Dumnezeu ca să-i manifestăm iubirea la rândul nostru. Mai mult, în avans față de vremea sa, își dădea seama de necesitatea ca și laicii să aibă o credință luminată. Este dintre primii care a realizat o pregătire teologică pentru laici, la Paris, în ceea ce avea să fie centru de tip religios despre care s-a vorbit. La București, la fel, la Biserica Sfântul Vasile, la Sfântul Vincențiu, la el acasă, la asumționiști, după împrejurări, organizați un fel de cursuri libere de filozofie tomistă, de dogmatică, morală, spiritualitate, practică o informală, dar reală, facultate de teologie pentru laici. Avea în gând publicarea unor cărți de teologie serioase, la zi, pentru marile public.
s-a adresat unor somități în materie, unii s-au arătat șocați. Cum, teologie pentru mase? A început el să scrie, avem astfel la présence de Dieu, la souffrance și altele, dar n-a mai reușit să realizeze tot ce ar fi vrut. Mai presus însă, martorii sunt unanimi, cea mai mare învățătură o primeau văzându-l trăind. Și mai ales celebrând liturghia. Un martor spune, avea o credință foarte vie în prezența lui Iisus în Eucaristie. Interiorizarea cu care celebra liturghia favoriza o atmosferă de reculegere puțin obișnuită și atrăgea sufletele să trăiască taina cinei. Rostea cuvintele consacrării cu atâta energie spirituală, încât transmitea certitudinea prezenței lui Iisus pe altar. După ce termina liturghia, era transfigurat. Cu chipul luminos, cu o expresie de fericire stăpânită, părea a fi încă în altă lume. Și m-a influențat și într-un fel aparte. În ultimii ani, când autoritățile comuniste nu l-au mai lăsat să predice, se așeza la orgă și improviza, citez iar o mărturie, o rugă de laudă, de mulțumire, de cerere, toată lumea rămânea să-l asculte. Acea jumătate de oră era pentru mulți hrană spirituală pentru toată săptămâna, înălțare sufletească și încurajare. Cum se purta cu oamenii? Cine venea la el, vedea manifestându-se iubirea lui Dumnezeu, încă din felul cum era primit. Citez o mărturie. Continu solicitat, suporta rigorile soneriei de la intrare cu deosebit respect. Se ducea personal să deschidă ori de câte ori era cu putință. Pentru el, aceste sonerii intempestive erau socotite chemări ale providenței. Spunea, hazardul nu există pentru omul de credință. Totul este ordonat de ordine riguroasă dar plină. Și zi de zi, cu același zâmbet amabil, cu aceeași răbdare binevoitoare, deschidea și închidea ușa după fiecare vizitator. Egal pentru toți, același neobosit, egal tuturor. Ne gândim și la Sfântul Serafim din Sarov, care întâmpina lumea cu bucuria. La fel în închisoare, un martor care a fost cu el în celulă. Spune, Monsignor Ghica era foarte slăbit, avea dacă îi mai funcționa un plămân, vorbea cu mare greutate. Cu toată starea lui de înaintată slăbiciune fizică, rar mi-a fost dat să văd pe cineva mai integral dăruit celor din jur. Pe unii spovedea, altora le risipea o nedumerire sau îndoială, altora le explica un punct de doctrină creștină, unora le povestea din bogata sa viață sau le vedea cine știe ce informație din vasta lui cultură. O făcea cu dragoste și bucurie pe care le simțeam ca pe realitate fizică. De altfel, măturile sunt unanime despre afabilitatea lui, bunăvoința, politețea față de toți și umorul de bună calitate, de care nu se despărțe. Era frapat în atitudinea lui respectul față de interlocutori. Respectul față de copii, spune un martor. Iubea copiii și îi respecta. Ocazional se angaja în scurte conversații la nivelul vârstei respective. Spunea că la 3-4 ani copiii devin metafizicieni. Sunt interesați de cauza primă a tuturor lucrurilor. La întrebările lor le răspundea cu deferență și respect față de adevăr. Când îi întâlnea pe stradă sau în brațele mamei, îi binecuvânta conștient că cei botezați sunt rătașul Sfintei Trei. Respect față de bunoienii de la periferia Parisului, de care a petrecut un timp. Un biograf al lui spune, niciodată nu și-a abordat vecinii cu acea condescendență înduioșată de care poporul are o oroare pe bună dreptate. Se punea la același nivel printre acei dezmoșteniți. Nu numai că evita orice neglijență, dar ca să o onoreze, își punea în sutana cea bună. Nu le vorbea argotic sau grosolan, cum îl sfătuiseră unii. Din potrivă, ei se simțeau pe drept cuvânt onorați în demnitatea umană, de respectul pe care a ținut-o de amasă de la arate, purtându-se față de ei cu maniere de mare domn. Respect față de lucrarea lui Dumnezeu în suflete. Era foarte lucid, dar știa să remarce întotdeauna partea bună, ce era pozitiv în demersul spiritual. Să încurajeze, să sugereze cu delicatețe pasul următor. Scrisoarele către Elisabeta sunt exemplare, citesc numai câteva frânturi. Îi scrie, ceea ce îmi scrie m-a mișcat și m-a liniștit mult. Este accentul glasului lui Dumnezeu în suflet.
Din partea ta, spune pentru momentul rugăciunea Sfântului Petru. Doamne, cred, vin în ajutor necredinței mele. Și adaugă. Nădăjduiesc în tine, vin în ajutorul inerției și neîncrederii mele. Te iubesc, vin în ajutorul mizeriei iubirii mele și dă-mi să uit de mine în tine. Eliberează-mă de viclenirea adânci ale egoismului meu. Actul de credință, altă dată scrie, îl spui de fiecare dată când gândește mai scrie. Fără îndoială, îl spui mai puțin de mult decât ai putea spune și îl vei spune într-o zi, fără. Dar îl spui. Și cu ce este esențial și mai bine și mai bine de fapt, și dacă o expresie verbală mai corectă, dar mai puțin de fapt, cu ce trebuie să o spui de bine. Dacă nu te simți în stare să spui ce ar trebui, spune ce poți. Nu poți spune lui Dumnezeu Tată, decât un lucru scurt. Ce ai spus? S-a părat la tine iubirea mea cu mare de vedere și ce trebuie. Mulțumesc că lui Dumnezeu, pentru acest lucru a lui Dumnezeu. Am invitat la toate scrisorile de Dumnezeu, să nu se fie publicat cu Dumnezeu. Și respect pentru libertatea conștiinței fiecăruia. Nu presa pe nimeni să devină catolic, ceea ce e mentalitatea vremea și fost primul pas. Nici măcar pe Dimitrie, fratele atât de apropiat. Nici pe Elisabeta. Apare doar la un moment dat o bucurie reținută pentru accesul ei mai liber la sacramente și în lege. În toată această activitate știa să implice cu o generozitate totală pe care o considera firească. Și s-a mai vorbit despre asta. Un singur amănunt îl amintesc. În 1934, aflând la Bruxelles că Panaitis Tragic, în România, trage stămară, într-o stare de revoltă îndrăjită, pulind scrisorile pline de Evlavie pe care îi trimitea François Moriac, Monseniorul se năpustește în România, merge la căpătuiul bolnavului, care se spovedește, se împărtășește și avea să moară în deplină pace puțin mai târziu. Există mărturii și despre ultima perioadă din România, când avea peste 70 de ani. Întreaga lui zi era rugăciune și disponibilitate totală față de cei care aveau nevoie de ei. În același timp, era caracteristic la el un anume simț al unității, al armoniei realității, refuzul unor dicotomii curente, pe cât de nocive, pe atât de tenace. Refuza dicotomia între masele care ar fi amorfe și elitele care ar fi singurile spirituale. Scrie, acest mare public despre care se spune că e atât de amestecat, se crede că e atât de departe de profunzimile generoase ale vieții creștine, este același public pe care, conform Evangheliei, l-a căutat Domnul. Este publicul în care se poate înfăpti în chipul cel mai emoționant parabola asemănătorului, care împrăște în toate părțile Cuvântului Dumnezeu. Evident, se presupune opțiunea de refuz al păcatului grav și se teate Dumnezeu, ca omul să aibă acces la acest. Tot așa, refuză dicotomia între viața spirituală și cotidiană, între credință și rațiune, între credință și știință. O mărturie. Spre deosebire de alții, Monseniorul Ghica avea ideea că ființele create, însuflețite sau neînsuflețite, nu constituie un obstacol la unirea cu Dumnezeu. Din potrivă, spunea, lucrurile ne vorbesc despre Dumnezeu. Iar știința nu numai că nu contrazice pe Dumnezeu, dar este inventarul lucrării lui Dumnezeu. Contradicția apare, poate apărea numai în persoana omului de știință, ca o consecință obnubilatoare a păcatelor lui. Ca să fii om de știință, trebuie să fii sfânt, spunea el. Iar Elisabeta îi scrie, dacă ceva poate surprinde, chiar șoca, la prima vedere, în modul în cum ne sunt propuse adevărurile de credință, adevăratele obstacole nu vin din partea rațiunii, cu condiția să raționăm, să reflectăm profund. Nimic nu se împacă mai bine, pentru acela care vrea într-adevăr să gândească, decât rațiunea, lucrarea și reflectarea lui Dumnezeu, și credința, lucrare, reflectare și participare la însă și viața lui Dumnezeu.